cineva? Stimabilul nostru invitat? Sigur. Sigur? Da. Bun. Tema în seara aceasta o cunoașteți foarte bine. Fecioria până la căsătorie, plătit la unii cărți, mii de tineri își păstrați la astăzi căsătoria până la căsătorie. Păi am zis exact unde trebuie, pornografie, o demonizare treptată a Sfântul oamenilor. Ce mai are mai aici? Ia să vedem. Acum nu citesc. Dumnezeu și homosexuale pe tabla de șah a istoriei. Îndrăznim să mărturisim. Oricum, e o carte care o cumpăr și eu. Cât costă? Foarte simplu. Dedicația, o așa, uite. Dedicația aici, e așa. Nu s-a fi capitolul, stic. Copii, mă, ia uite-mă ce de tineret aici. Ați văzut, Doamne? Spuneți dumneavoastră, ce tânără sunteți acum. Simțiți bine, nu? Dar nu e vorba. Așa. Așa, s-ar putea să mai vină și alții. Acum, gata, te-ai rezolvat cu... Da. Dar ești cam un prăștiat, bă. Așa, mulțumesc. E prima carte a Asociației Ortodoxia Tinerilor. Cartea este la a doua ediție. Am lansat-o în luna august anului 2013. Și o să vă spun mai întâi cum a început acest proiect, cum mi-a venit gândul să facem această carte. Și ușor-ușor o să intrăm și în detalii despre subiectul cărții și apoi, la sfârșit, dacă vreți să punem un dialog pe marginea fecioriei și a temelor din această carte, cu mare drag. Asociația Ortodoxia Tinerilor are la bază site Ortodoxia Tinerilor, un site apărut în 2008, în care noi încercăm, prin diferite articole scrise de noi sau alți tineri și scrierile Sfinților Părinți sau ale Marilor Duhovnici, să tratăm diferite probleme legate de viața creștinilor în biserică în perspectiva provocărilor moderne. La un moment dat, după ce site-ul a crescut, cam prin anul 2010, eu am primit de la o prietenă de a mea un filmuleț pe care în care o doamnă din Statele Unite ale Americii, numită Pam Senza, făcea o anumită conferință. Doamna era psiholog într-un liceu din America. Psiholog și psihoterapeut pe probleme legate de relații intime. Într-un liceu acolo. Tineri vineau la această doamnă și cereau sfaturi pe tema asta. Doamna a avut foarte mult succes și tinerii au primit-o foarte bine. Și ușor, ușor hotărât că ar fi bine să facă o întâlnire mai mare cu toți elevii din liceu și să trateze toate aceste aspecte ale vieții intime. Și așa a făcut un seminar mare numit Sex are un preț sau Sex has a price.
ca să le explice tinerilor care sunt riscurile începerii vieții sexuale înainte de căsătorie. Și așa, văzând că e foarte bine primită și că doamna era și era creștină, catolică, încuraja pe tineri să trăiască curat, a început să fie chemată și în alte licee ale Americii, dar chiar și în alte statele ale Europei. Știu că ei chiar au făcut și un marș, un meeting mare în statele ale Americii cu câteva sute de tineri, cu bannere, în care spuneau că mărturiseau că își vor păstra fecioria până la căsătorie. Văzând lucrul ăsta, am zis, bun, hai să facem și noi ceva în România, ca să-i ajutăm și pe tineri să trăiască curat. Bineînțeles că, nefiind profesori, nu puteam să facem același lucru pe care l-am făcut doamna acolo. Și am zis, hai să încercăm totuși ceva. Și ne-am gândit să facem o campanie de strângere de mărturii pe site-ul nostru. Deja aveam un public, aveam cititori fideli de câțiva ani, pornisem tot felul de discuții la comentariile diferitelor articole și am pornit o campanie și ne-am spus așa. Noi nu credem că toți tinerii își încep viața sexuală înainte de căsătorie, sau cum există zvonul ăsta, că toată lumea o face, ci considerăm că mai există foarte mulți tineri care încă trăiesc curat, sau chiar dacă au căzut în păcat, și au cerut iertare, au mers la duhovnic, și vor să trăiască fără să mai cadă până la căsătorie. Și ne-am propus asta. Zic, dacă sunteți într-una din categoriile acestea, adică dacă v-ați păstrat fecioria, sau dacă ați căzut, dar totuși v-ați mărturisit păcatul și vreți să trăiți curat de acum înainte, trimiteți-ne o mărturie. Și tinerii ne-au trimis. Au început să trimite o mărturie prin e-mail, de jumătate de pagină sau o pagină. Mărturiile pe care le primeam, le publicam pe site. Ca articole. Tinerii, când vedeau articolele, erau încântați și motivați și trimiteau și la rândul lor mărturia lor. Ușor, ușor am început să strângem în jur de 120 de mărturii. În același timp, publicam și articole pe site legate de tema aceasta. Am hotărât că ar fi bine să strângem toate aceste mărturii într-o carte. Și așa a luat naștere ideea unei cărți. Bineînțeles, cu sfatul duhovnicilor noștri. În carte am zis că nu e de ajuns să apară doar mărturiile, ci ar trebui să apară și măcar câteva articole unde să dezbate subiectul. Pentru că e foarte important de făcut anumite precizări. Și așa am pus în carte și 27 de mărturii, de articole. Deci, iar cartea, așa cum este ea astăzi, are 120 de mărturii și 27 de articole pe tema feciorii și a relațiilor intime. A doua ediție a cărții are și binecuvântarea preasfințitului Ambrozie, episcopul Giurgiului, și are și o prefață a domnului Virgiliu Gheorghe. Ambele vin să încurajeze pe cei care sunt implicați în formarea tinerilor să primească cartea cu drag și o recomandă tinerii. Bun. Demersul nostru nu e un scop în sine, adică nu ne dorim prin această carte sau campanie să promovăm fecioria, ci o modalitate prin care vrem să întărim familia. Prin care le spunem tinerilor că ați păstrat fecioria până la căsătorie e o premiză puternică pentru o viață de familie sănătoasă, pentru o cale de mântuire mai sigură. Nu e o garanție 100%, dar e o premiză. De aceea, și cartea nu este adresată numai tinerilor care au trăit curat până acum, ci și celor care au căzut în păcat. Și celor care și-au început viața intimă. Pentru că cartea are 4 categorii de mărturii. Acelor care, chiar dacă au fost ispitiți, au căzut în păcat și au păstrat pe fecioria și merg mai departe, chiar dacă simt presiune din partea încurajului, a părinților, a mass mediei. A doua categorie a tinerilor care au căzut în păcat și au avut una, două, trei, cinci mai multe relații, dar au conștientizat care sunt defectele și au cerut iertare și
într-un fel sau altul și-au dat seama că ceva s-a schimbat în ei și, și lucrurile nu mai merg ca înainte. Și atunci ne-au trimis și mărturii lor. O a treia categorie e acelor care s-au căsătorit, au trăit curat până la căsătorie și mărturisesc cum i-a ajutat pe ei lucrul ăsta. A patra categorie de tineri e acelor care s-au căsătorit, au avut mai mulți parteneri până la căsătorie și vorbesc cum i-a influențat acest lucru negativ în viața de familie. Bun. O să vă zic un lucru. La noi în țară, încă și probabil și în țările ortodoxe, mai ales că toate țările ortodoxe au ieșit, sau majoritatea țărilor ortodoxe au ieșit din dintr-un regim comunist, ați păstrat fecioria, e considerată în momentul ăsta o rușine. Ba chiar o să vedeți că avem mărturie aici în care, în care sunt fete care spun lucrul ăsta, că vor să scape de fecioria, o consideră o povară. Pentru că mai sunt întrebate de colegi sau colegi și fiind sincere, ele zic că da, nu mi-am început viața sexuală. Și atunci primesc un vot de blam din partea grupului. Și sunt tratate oarecum altfel. Și din motivul ăsta vor să scape de feciorie. Deci, deși feciorie e un dar de la Dumnezeu, e un mare dar de la Dumnezeu și pentru un băiat și pentru o fată. E un dar pe care tânărul l-a primit în ideea să construiască pe acest dar, să-și construiască viitoarea familiei. Haideți să intrăm puțin în subiectul cărții și să vedem exact ce tratează. În Statele Unite ale Americii, nu știu dacă știați, guvernul american, până la administrația Obama, investea 150-200 de milioane de dolari în promovarea castității până la căsătorie. Poate pare ciudat. Cum un guvern al unei țări care caută prin excelență puterea economică și militară să investească în promovarea fecioriei tinerilor. Ei au înțeles că dacă țara are tineri care trăiesc curat, dacă ei vor promova castitatea, folosesc cuvântul ăsta la ei pentru că lucrurile diferă. Pentru noi fecioria în Ortodoxie e ceva mai înalt. E ceva care se leagă prin excelență de credința noastră în Dumnezeu și de felul în care Mântuitorul a venit în lume și a făcut clarul de mântuire. La ei, ei văd castitatea doar ca o metodă de a te abține până la căsătorie, nelegând-o în mod deosebit cu credința. Deci ei au observat că tineri care își păstrează fecioria până la căsătorie vor avea familii mai trainice. Adică vor divorța mai puțin, vor avea copii mai mulți, vor fi mai fericiți și, prin urmare, vor fi mai productivi din punct de vedere economic. Asta ce înseamnă? Că ei au văzut investiția asta în promovarea castității ca o investiție economică. Ca să vedeți ce e interesant. Iar la noi biserica spune lucrurile astea de 2000 de ani, că ați păstrat fecioria până la căsătorie nu e o poruncă, o obligație pe care a lui Dumnezeu ca o povară pusă așa pe fiecare om, ci o modalitate prin care Dumnezeu ne arată că doar așa vom fi fericiți împreună. Altfel vom avea de suferit toți. Adică un tânăr care își începe viața sexuală înainte de căsătorie, va avea de suferit el, partenerul sau partenera lui, apoi în viața de familie, apoi copiii lui și întreaga societate în general. Bun. Nu știu dacă știți, apropo de faptul că americanii investeau în promovarea castității, că, de exemplu, primul ministru al Turciei și președintele Rusiei au zis acum, cred că un an și ceva, că fiecare familie ar trebui să facă minim 3 copii ca economia să crească. Dacă o familie face 2 copii, suntem 0 la 0. Adică 2 părinți, dar nasc 2 copii. Cei doi părinți vor muri sau vor ieși la pensie, asta înseamnă vor fi 2 copii care îi vor susține prin veniturile lor și nu există un plus.
De-abia de la al treilea copil se vede, se vede un plus în, în partea economică. Bun. Studiile zic așa, că cu cât un tânăr, deci studiile făcute în Statele Unite ale Americii, spun așa, că cu cât un tânăr își începe viața sexuală mai devreme, adică de la 13-15 ani, cu atât va avea mai mulți parteneri sexuali și cu atât se va căsători mai greu și va avea o viață de familie mai puțin fericită. Adică numărul celor care își încep viața sexuală înainte de căsătorie e numărul celor care vor avea dificultăți în a-și întemeia o familie și dificultăți în a-și face o relație. Bun. Haideți să... să vă citesc puțin care, cum am început noi să... Primul capitol din această carte se numește Mii de tineri sunt împreună cu tine. Noi am vrut să facem această carte ca o încurajare pentru toți cei care spun că vremurile nu mai sunt așa cum erau și că asta e, trebuie să simți și biserica și na, trebuie să ne adaptăm la lumea în care trăim, că na, nu mai putem fi așa închiși. Această carte e o modalitate de a încuraja și pe tinerii care cred că nu mai există nimeni care să gândească ca ei. Noi am avut persoane care ne-au mărturisit, ne-au trimis mesaje și ne-au spus că mărturiile m-au încurajat foarte mult să-mi dau seama că există foarte mulți tineri curați, oameni care trăiesc cu adevărat aproape de Dumnezeu și înțeleg cum sunt lucrurile și asta m-a încurajat să ia și ei, să rămână în decizia lor. Pentru că sunt și foarte mulți care oscilează. Adică, bun, să spunem că părinții și familia te îndeamnă în direcția asta, că și ei au trăit curat. Să spunem că bunicii la fel și să spunem că și la biserică afli lucrul ăsta. Dar anturajul e foarte puternic și multimedia și colegii te încurajează să-ți începi viața sexuală. Și atunci ai nevoie de repere. Și poate dacă nu ascultăm sfaturile părinților sau ale preoților sau ale profesorilor, măcar să ascultăm de sfaturile prietenilor, ale tinerilor de vârstă cu noi. Bun. În al doilea capitol se numește De ce ne interesează pe noi viața intimă a unui om? Sunt unii oameni care spun așa, ce mă interesează pe mine de ceea ce face altul sub plapuma lui? Până la urmă nu omoară pe mine, nu face nimic rău. Dar să știți că ceea ce facem noi în intimitatea noastră ne schimbă pe noi înșine. Și apoi noi înșine ieșim în societate și o să influențăm pe ceilalți. De exemplu, vă dau un simplu exemplu. Mi-aduc aminte acum câțiva ani, de mult, că la cinematograf, la noi, în oraș, la Galați, se rula filmul Need for Speed. Băieții știu foarte bine despre ce e vorba. Un film cu mașini, cu tot felul de întreceri. Și când au ieșit băieții de la film, când general băieții s-au dus, ce credeți că au făcut? S-au urcat în mașinile lor și au plecat cu scârțâituri din fața cinematografului și au început să facă întreceri. Deci, doar un film de o oră și jumătate le-a insuflat atâta dorință de competiție și de a-și arăta mușchii, încât poți să spui că, uite, dar să zicem că el a văzut filmul acasă singur, dar uite, el a văzut filmul acasă singur în fața calculatorului. Dacă se urcă în mașină, începe să conducă cum a văzut el în film și s-ar putea să omoare pe cineva, pe treceri de prieton, sau s-ar putea să facă accidente foarte grave și atunci suferă întreaga societate, nu mai e. Dacă se spune, uităm acum cuiva să citească o carte, nu știu, cu profesorul de nebunii, pe omul ăla îl schimbă cartea respectivă. O să gândească altfel, o să-i schimbe principiile și s-ar putea când iese în societate să facă anumite greșeli, să calce peste oameni în ghilimele, adică să-i dea la o parte doar să fie egoist sau să câștige anumite lucruri doar pentru el. Ce vreau să vă spun e că dacă facem lucrurile în intimitatea noastră, nu înseamnă că ele nu ne influențează, oricine influențează. Absolut orice. Și așezarea Sfintei Cruci aici, în felul ăsta, pe Sfânta Masă, ne influențează. Și felul în care e așezată mobila în casă, și culoarea celor care sunt îmbrăcați în sala asta. Absolut orice ne influențează. Pentru că e în continuă formare. Bun. Revenind acum la problema cu relațiile intime. Tinerii care își începă viața sexuală înainte de căsătorie. Deci, cei care au relații intime, să spunem, și nu știe nimeni.
E, un astfel de om nu o să mai vadă lucrurile cum le vedea înainte. Să spunem că e primul lui partener. Pierderea fecioriei îl marchează puternic și asta se întâmplă în principal la fete. Fetelor, o să vedeți că dacă ajunge, mărturile pot fi citite și pe site ortodoxiatinerilor.ro, toate, deci le găsiți și acolo, dar le găsiți și în cartea noastră. Dacă o să citiți, o să vedeți că firea femeii e altfel decât a bărbaților, e mult mai sensibilă. Instinctul matern o face pe femeie să fie mult mai vulnerabilă, în sensul bun, nu în sensul rău, mult mai deschisă către bărbați și din motivul ăsta un eșec, adică o relație de câteva luni cu un bărbat care te părăsește, te distruge. Și atunci, domnul Virgil Gheorghe dea un exemplu foarte bun. Spune așa, că în momentul în care un bărbat și o femeie au o relație intime, se apare nu știu ce hormon în creier și în creierul femeii, un hormon de afectivitate, nu știu dacă e oxitocină sau altul, un hormon care o ajută pe femeie să apropie de bărbat, să-i fie foarte drag de el. Dacă ea se desparte de acel bărbat, în creierul ei, ea o să înregistreze această acțiune ca pe un mic eșec. La următoarea relație, dacă o să aibă iar relație intime cu persoana respectivă, iar o să îi se secrete acel hormon și de data asta o să fie puțin mai reticent în a-și arăta iubirea față de bărbat, pentru că a înregistrat acel mic eșec. Cu cât crește numărul de parteneri, cu atâta felul în care se lipește femeia de următorul bărbat, o să fie mai dificil. Și el explică așa, sociologii spun așa, gândiți-vă la un abțipil pe care îl lipești odată, îl dislipești. Iar îl lipești, iar îl dislipești. După câteva lipești, deslipit, el nu se mai lipește. Și atunci, spun studiile, cu cât o femeie are mai mulți parteneri, cu atât îi va fi mai greu să se căsătorească. Pentru că s-a dăruit total în actul intim și nu a primit un răspuns asemănător din partea bărbatului. Neprimind răspuns asemănător, a fost dezamăgită. Fiind dezamăgită, n-a vrut să mai fie dezamăgită a doua oară. Și atunci a stat mai gard, adică a oferit mai puțin. Și atunci, oferind din ce în ce mai puțin la relația cu următorul partener, nu mai... Am crezut și la bărbații. Bărbații că iubesc o femeie și cum îi înșelat în așteptări și cum îi iasă, așa... Are și reticența asta, mă, mă iubim, mă iubim. Domnul Virgil spunea și de la anumit formul de la femei care e mai special. Dar știi și am bărbat, ți-aș da sucru, aveți dreptate, adică cu câte mai... Zice, Doamne, de ce ai făcut femeia atât de frumoasă? Pe să o iubești tu. Dar de câte ori zice, dar de ce ai făcut și așa aproape? Să te dați și apătă. Zilele afectivitatea care zici tu că se afectează. Dar nu știu, eu zic că e la fel. Nu, poate tu știi mai bine. Da, cred că... Era ceva special la femeia. Avea un hormon în plus. Nu știu exact. Avea ceva. Da. Legat de instinctul matern. Bun. Oxitocina este un hormon al fericirii și este secretat doar la femei. Da. Dar există echivalente și pentru persoane. Așa. Bine. Mulțumim.